Locurile bântuite nu sunt ceva nou și nu întotdeauna există informații concrete care să dovedească fără urmă de îndoială că aceste zone chiar reprezintă un adăpost pentru suflete pierdute, spirite malefice sau alte astfel de entități supranaturale. Cu toate acestea, aura de mister emanată de aceste zone paranormale continuă să alimenteze imaginația celor pasionați de mister și de inexplicabil. Totodată a reprezentat și încă mai reprezintă subiectul central al multor romane sau filme de groază. V-ați întrebat vreodată care sunt cele mai bântuite locuri din lume, unde anume granița dintre lumea noastră și lumea de dincolo este mai subțire ca oriunde altundeva? Am alcătuit un top care să includă cele mai bântuite locuri de pe glob, locații cu o istorie violentă, de crime și morți suspecte, dispariții misterioase și povestiri terifiante despre suflete care încă mai bântuie această lume. Cele două orășele miniere din Chile au fost abandonate în anul 1960 după ce prețul cărbunelui a scăzut dramatic și după ce au ieșit la lumină mai multe rapoarte privind condițiile inumane în care minerii din zonă erau practic forțați să lucreze. Potrivit acestor rapoarte, minele de cărbune din Humberston și Lanoria au făcut peste 100 de victime, cei mai mulți dintre mineri pierind în urma surpărilor sau a bolilor. Se spune că în timpul nopții, morții din Lanoria se ridică și cutreieră străzile orășelului fantomă. Dar legendele din Lanoria pălesc în comparație cu înfricoșătoarele mărturii și fotografiile realizate în Humberston, poze în care apar siluete stranii, umbre misterioase sau forme fantomatice care îl pot face până și pe cel mai înrăit sceptic să înghețe la vederea lor. Lanoria și Humberston sunt atât de sinistre încât locuitorii din Iquique, o localitate învecinată, refuză să se apropie la mai mult de câțiva kilometri de cele două orașe. Dacă îi întrebi pe cei din Iquique despre legendele din Lanoria și Humberston, aceștia îți vor spune că locuitorii din cele două orașe fantomă nu și-au părăsit de fapt niciodată casele. Există chiar o serie de rapoarte oficiale ce conțin declarațiile mai multor martori care au afirmat că în timpul nopții, în cele două orașe fantomă, încă se mai pot auzi voci de copii jucându-se, iar mai multe cadavre din vechile cimitire din Lanoria și Humberston au fost găsite dezgropate. Deși autoritățile au cercetat incidentele, nimeni nu a putut afirma cu certitudine dacă mormintele au fost săpate de vandali sau de entități supranaturale. Una dintre cele mai active zone paranormale din Australia, domeniul Monte Cristo, a fost deținut de familia Crowley timp de aproape 100 de ani, între anii 1855 și 1948. Însă familia Crowley pare să fi fost o familie blestemată, de-a lungul timpului membrii ei având parte de nenumărate experiențe ieșite din comun, ghinioane incredibile și întâmplări nefaste. De-a lungul celor aproape 100 de ani, domeniul Monte Cristo a fost asociat cu nenumărate cazuri de moarte suspectă, inclusiv cea a unui localnic cunoscut a avea probleme mentale și care a fost descoperit spânzurat în cabana paznicului. În ultimii ani, domeniul Monte Cristo a fost subiectul mai multor reportaje televizate. Câteva echipe de profesioniști au petrecut mai multe zile în interiorul casei Monte Cristo, iar înregistrările audio și video, care evidențiau activitățile paranormale ce aveau loc în interiorul conacului, au fost date publicității.
Cu o istorie impresionantă de peste 900 de ani, această masivă construcție defensivă este totodată și una dintre cele mai active zone paranormale din Scoția. De la construcția sa la începutul secolului al XII-lea și până în prezent, castelul Edinburgh a fost martor la numeroase torturi, execuții și asedii sângeroase. Readus la viață ca atracție turistică, castelul Edinburgh promite experiențe paranormale unice acelor cutezători care doresc să se aventureze adânc în temnițele sale întunecate. Închisoarea de sub castel a găzduit personaje celebre precum ducele Alexander Stewart, care a evadat după ce și-a înjunghiat gărzile, iar apoi le-a ars cadavrele pentru a-și ascunde urmele, Lady Janet Douglas de Glamis, acuzată de vrăjitorie și arsă pe rug, dar și un tânăr muzician, al cărui nume s-a pierdut în istorie și care a cutezat să se aventureze în catacombele de sub castel și nu a mai fost găsit niciodată. În anul 2001, castelul Edinburgh a devenit locul celui mai mare experiment paranormal din istorie. O echipă formată din 9 investigatori și 200 de voluntari au explorat mai multe culoare și camere secrete, dar și o bună parte din temnița de sub castel, zone considerate a fi încărcate cu o puternică energie paranormală. Pentru ca experimentul să fie relevant, voluntarii nu au știut în care dintre zonele vizitate s-au raportat evenimente paranormale în trecut și în care nu, iar rezultatele experimentului au fost cât se poate de interesante. 51% dintre cei care au vizitat zonele presupus bântuite au experimentat scăderi bruște de temperatură, sentimente de neliniște, zgomote stranii și halucinații vizuale. Doar 35% din cei care au trecut prin zonele fără activitate paranormală documentată au raportat experiențe asemănătoare. Iar dacă sinistrul castel Edinburgh nu vi se pare suficient de înfricoșător, să nu uităm că sub castel se află Mary King's Close, o zonă subterană unde în timpul ciumei care a măcinat Europa, au fost închiși și lăsați uitării cei care contractaseră teribila boală. Cândva o încrengătură de străduțe înguste, Mary King's Close a fost unul dintre cele mai prospere cartiere din Edinburgh. Asta până în anul 1645, când ciuma sau moartea neagră a izbucnit pe continentul european. În ziua de astăzi, Mary King's Close este parte a circuitului turistic care include și celebrul castel Edinburgh. De-a lungul timpului, atât ghizii cât și mai mulți turiști au declarat că au fost martorii mai multor apariții stranii. O bătrână, o femeie îmbrăcată în negru și o fetiță pe nume Annie. Se spune că această fetiță interacționează cu cei care îi lasă câte un mic cadou. Chiar dacă această clădire misterioasă nu este bântuită, Casa Winchester rămâne totuși una dintre cele mai stranii construcții din istorie. După moartea tragică a soțului și a unicului ei copil, Sarah Winchester, nora faimosului constructor de arme de foc, a avut mai multe întâlniri cu un clar văzător care a atribuit tragica moarte a familiei pe seama răzbunării spiritelor celor uciși cu arme de foc, marca Winchester. Clarvăzătorul a sugerat că furia spiritelor poate fi potolită doar în perioadele în care casa Winchester se află în construcție. Și asta a și făcut Sarah Winchester. Muncitorii au lucrat timp de 38 de ani fără oprire, zi și noapte, 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi. În prezent,
Casa are numai puțin de 160 de camere, majoritatea construite fără un plan anume. În interior se pot vedea scări care duc către nicăieri, uși blocate de ziduri, parapete abrupți și chiar o fereastră gravată cu motive ce te duc cu gândul la pânza de păianjen. Mausoleul negru al lui Sir George Mackenzie este fără doar și poate locul cu cea mai bine documentată activitate paranormală din lume. Denumit și Mackenzie cel sângeros, Sir George Mackenzie, care a trăit în perioada 1636-1691, este responsabil pentru moartea a peste 18.000 de presbiterieni între anii 1679 și 1686. Timp de mai bine de 300 de ani, mausoleul negru a fost punctul central al unora dintre cele mai terifiante activități paranormale înregistrate până în prezent, activitate ce a devenit și mai intensă după ce cripta a fost vandalizată de un om fără adăpost în anul 1998. Peste 500 de atacuri au fost raportate, marea majoritate a victimelor prezentând urme evidente de zgârieturi, mușcături, vânătăi sau lovituri. Peste 170 de persoane au leșinat în interiorul mausoleului negru. În anul 2000, decesul brusc al lui Colin Grant, exorcist și preot la o biserică locală, a fost atribuit blestemului lui Sir George Mackenzie.